Cei 120 de tineri selectați de Comisia de Repartizare a Apartamentelor și Garsonierelor ANL au primit joi 12 martie repartițiile, dar și cheile noilor apartamente. Din cele 120 de locuințe, 24 sunt apartamente cu două camere, iar 96 sunt garsoniere. 10% din totalul locuințelor sunt construite special pentru persoanele cu dizabilități. În acest context, autoritățile municipale nu au omis să le expună celor prezenți condițiile pe care trebuie să le respecte de acum înainte. Un singur lucru aș vrea să vă explic. Pentru că au mai fost cazuri și la repartițiile din 2013, dar au fost foarte multe cazuri din cele repartizate înainte de 2012, când după o perioadă de timp nu au respectat condițiile, unii nici nu au îndeplinit condițiile, dar nu au respectat condițiile și ne-am trezit că suntem obligați să evacuăm și să dăm acele locuințe ANL-ul următorilor pe listă. Începând de astăzi, aveți cheia, puteți să intrați să vizitați apartamentul. Cineva m-a întrebat aseară dacă poate să-și cumpere mobilă. Normal. Deci, din momentul ăsta, este apartamentul dumneavoastră. La nivelul municipiului sunt în faza de contractare alte 99 de apartamente ANL, dar și 75 de locuințe sociale.